O să vă vorbesc, întrucât mai am o intervenție la panelul de după pauză, o să vorbesc doar de proiectele internaționale ale Bibliotecii George Barițiu. Poate nu o să vă vină să credeți, dar criza este cea care provoacă cel mai mult să te reinventezi. Eu o consider o mare oportunitate. Faptul că n-am avut nici bani, nici sediu, o să zic la final și nota optimistă cu partea cu sediu, am avut oameni. Și singurul mod în care managerial am gândit toată problema, am zis, dacă ai oameni, treci peste orice. Și am zis că dacă vom ajunge niște bibliotecari care n-a să avem unde să stăm, o să trăim prin proiecte. În fond, chiar ați văzut că se cere ca managementul să se facă foarte mult prin proiecte, să scrii cât mai multe proiecte și mi-am provocat oamenii, haideți să scriem proiecte. Am să le enumăr, poate o să intru puțin în amănunte sau să nuanțez la panelul următor. A fost proiectul Manuscriptorium, în care coordonat de Biblioteca Națională a Cehii, în care și Biblioteca Națională este prezent, de a pune manuscrise ca să fie accesibile oricărui american sau de pe orice parte a planetei, 24 din 24. A fost investiție de server acolo, asta am făcut-o acum mulți ani, prin 2009. Pe urmă au venit proiectele cu finanțare europeană și am dat târcoale tuturor tipuri de finanțări. A fost foarte greu, pentru că niște oameni care erau bibliotecari au scris aceste proiecte. Nu i-am adus, nu i-am exportat. Noi și site-ul ne l-am făcut singur, nici măcar acolo n-am plătit să ne-l facă altcineva. Și am văzut că ocupă un onor alt loc 100 la tot ce înseamnă instituții de cultură din România. Ceea ce este foarte bine. Și 3.000 la nivel național, tot ce-i site, tot ce mișcă. În fața este Clujul, care e pe primul loc, și Maramureș. Biblioteci publice. După acest proiect ne-a provocat foarte mult un proiect pe Grundvig, care s-a chemat un proiect pentru Lady Cafe, pentru femeile peste 45 de ani și integrarea lor. Acolo ne-au pus să facem munca de galeră, munca cea mai grea. Instituțiile, bibliotecile din vestul Europei sunt învățate să dea sarcini celor din Est și spuse la treabă. Și noi am coordonat e-book-ul, a ieșit foarte bine și ne-am ales cu cele mai mari roade, pentru că Comisia Europeană la final, când s-a tras linie pe Grundvig, din cele 110 proiecte pe care România le-a avut, doar 11 au fost cu best practice. Și între ele și noi ca bibliotecă și nu ceilalți, deși am fost vreo 11 țări acolo. Și pentru noi a fost o onoare extraordinară să vezi scrisoare primită de la Comisia Europeană în care să-ți spună că ești la nivelul întregii Uniuni Europene best practice. Alt proiect care l-ați văzut deja, a spus de colega Agnes și mulțumesc că l-a făcut vorbire despre el. Prima mobilitate a fost deja la Brașov, proiectul dedicat integrării șomerilor, Link in Job-ul, un proiect foarte interesant, la fel ca și dincolo, că vorbim de resursele acestea care sunt puse la dispoziția tuturor gratuit, dacă acolo a fost un e-book, aici va fi o platformă pentru șomeri. Se va constitui cam în anul 2016, când se va finaliza acest proiect. El e de-abia început în noiembrie anul trecut la Brașov. Și iarăși e foarte greu de gestionat, dar pentru noi este o foarte mare provocare. Gândiți-vă că în 2013 am avut oameni între două avioane aproape un an întreg. Au fost 55 de deplasări peste hotare, pe care bibliotecarii le-au făcut. Uneori nu mai aveam oameni cât trebuia să trimitem, cât să avem să acoperim, pentru că se încălecau. Erau ani când veneau câte 3 sau 4 proiecte odată. Și unul dintre ele, care o să fie cea mai mare provocare, a pornit dintr-un proiect intern. Am avut anul trecut, pentru prima dată, o bibliotecă a câștigat un AFCN pe proiecte editoriale și am avut această frumoasă cărticică care a ieșit, Legende, basme, povești din Șcheii, Brașovului și alte plaiuri românești, cu o ilustrație foarte frumoasă. Probabil unii dintre dumneavoastră deja au văzut-o, alții o să primească, sau cred că în general județenele cam au primit-o. Iar acest proiect, să vedeți cum provoacă naționalul, internaționalul, ne-au făcut să ne încercăm puterile pe cele mai complicate fonduri de accesat, care sunt fondurile norvegiene. Și ca aplicant a reușit să câștigăm și acolo, va fi în continuare acestui proiect unul despre Brașov, capitala jocurilor tradiționale. Poate să vă mire de ce Brașovul îl considerăm o capitală. Este cel mai mare oraș din România, poate nu vă vine să credeți, ca suprafață municipală, suntem mai mare ca Bucureștiul cu vreo 70 de kilometri, deci Brașov are 267 de kilometri pătrați, București are vreo 228. Închipuiți-vă că area metropolitană a Brașovului acoperă 1360 și ceva de kilometri pătrați, în care zona de urbanizare este foarte mare și cu toate acestea avem doar pentru cultură 0,08% din buget. Cu alte cuvinte, județul care are aproape cea mai mare bogăție după București acordă culturii cea mai mică atenție din România. Suntem pe un dezonorant loc 45, aici au intrat și sectoarele Bucureștiului. Și atunci se justifică să te duci, să nu mai stai cu mâna întinsă la autoritatea publică, să-ți iei banii singur. Iar pe partea aceasta de proiecte, cred că e
cel mai bun drum pe care îl propun și colegilor. Nu o să mai avem bani publici, se vor închide biblioteci, se vor închide muzee, va fi foarte greu să mai aducem bani și dacă nu vom avea capacitatea de a ne accesa banii, cât de greu a fost să scriem întâi proiectele mici, cât de greu a fost apoi să accesăm granturile mari de 30.000 de dolari și cât de greu a fost să ne constituim acel centru de excelență pentru copii, iar roadele se culeg, peste două săptămâni pentru prima dată IFLA va fi la Brașov, va fi o comisie mondială a bibliotecilor pentru copii și tineret, care însă va avea și la București activitate, vom fi două zile și aici și invit cu această ocazie toți care doresc să participe la acțiunile care vor fi derulate la Biblioteca Metropolitană și la Națională, să vadă această comisie. Este o comisie care are în componență cei mai buni specialiști din lume la nivelul bibliotecilor pentru copii. N-aș vrea să închei într-o notă optimistă, poate așa ar trebui, ci într-una ușor pesimistă, dar o să vedeți de ce o zic așa. Un specialist american a spus acum vreo două săptămâni că după ce ne-am învârtit în jurul cozii vreo 50 de ani, biblioteca totuși este spațiu fizic și cărți. Și să fim foarte atenți la componenta asta, că putem să facem o grămadă de activități, de alte tipuri de activități, dar atunci când se face cercetarea sociologică și cum ne percepe publicul, publicul încă așa ne percepe, spațiu fizic și cărți. Deci mare atenție și la, că tot v-am zis atâta de proiecte, s-ar putea să, nu, să ne pierdem într-o mare de detalii, să ne ducem spre alte zone, tocmai pentru a ne diversifica activitatea, dar pe de altă parte nu trebuie să uităm și ca bibliotecă, ca loc fizic. Și de asta spuneam și partea optimistă, dacă aici la București Camera de Comerț a luat Biblioteca Națională, la Brașov am reușit o extensie încă de 5 ani și până în 2020 vom avea și o clădire.